bun găsit, doamnelor și domnilor, la Politica la Răscruce în campanie electorală. Voi intra direct în subiect și vă voi prezenta invitații mei de astăzi. Este vorba de doamna Ambrus Izabela din partea UDMR, candidat al acestei formațiuni, candidat de pe poziția întâi. Salut, Mâine! Bună seara! Și alături de domnia sa, Sorin Marius Cârstea, candidatul Partidului Ecologist Român, tot un candidat pe locul întâi, dar pentru Senat. Bună ziua! Bună ziua! Eu o să încep cu o întrebare care vi se adresează întâi cu dumneavoastră, nu neapărat din politețe. Spuneți la un moment dat, mă refer la programul UDMR-ului, că va susține descentralizarea administrației locale. Consider că este un element absolut esențial, absolut pentru orice formațiune ar accede la putere. Așa este. Deci, experiența de până acum a demonstrat că... Lucrați în administrație, cred că știți foarte bine. Da. Deci, din păcate, din banii care se colectează la nivelul județului, foarte puțin se întorc. Uh-huh. La nivelul județului Brașov, am înțeles că procentul este de 46%. Deci, ceea ce ne dorim noi, ca și UDMR, și este bine pentru toată lumea, este ca deciziile să se ia la nivel de județ, să nu mai depindem decizional și nici fiscal în aceeași măsură ca până acum de București. Da, este o temă pe care UDMR-ul o promovează în ultima perioadă, este și un slogan care a provocat oarecum niște discuții destul de aprinse. Apropo de subiectul banii, deci care se colectează la nivel local să rămână în această zonă. Bun, dar pentru aceasta trebuie schimbat o serie întreagă de legi, aș putea spune. Ar trebui schimbată și Constituția. Exact. Domnule Cristian. Și noi suntem de acord că gestiunea banului public nu este făcută la această dată în mod corect de către administrația centrală și dorim într-adevăr o gestionare mai bună la nivel local. Nu dorim o regionalizare politică, în schimb, pe criterii etnice. Noi vrem să avem o gestionare a fondurilor în funcție de locul în care se colectează și administrația locală să poată să investească în proiectele pe care le consideră prioritare în acea zonă. Spuneați că nu doriți o regionalizare pe criterii etnice, dar ce fel de regionalizare doriți? Bănuiesc că doriți o regionalizare și dumneavoastră doriți o regionalizare. Cum v-am spus, dorim ca aceste fonduri să fie utilizate pe plan local, în județul în care sunt colectate, sau dacă se pot face niște regiuni economice pe care să se dezvolte proiecte mai mari. Regiunea economică înseamnă și administrativă, știți? Sunt legate. Da, așa este, dar proiectele de infrastructură nu se vor putea face la nivel de județ. Și atunci mai multe județe, v-am spus, separat de criteriu etnic, doar pe criterii de apartenență unei regiuni, al unor interese comune, vor putea să gestioneze fonduri respective pentru a dezvolta acea regiune. Există deja regiuni, iată, Brașovul este în regiunea 7 centru. Deocamdată, așa cum spunea și doamna Ambruș, banii colectați se duc la București. De la București se repartizează în funcție de anumite priorități pe care le are administrația centrală. Noi ne dorim o descentralizare a fondurilor. În schimb, credem că dacă se va face pe alte criterii decât cele economice, ar fi un lucru rău. Am înțeles. Bun, această teorie cu regionalizarea este pusă în practic, scuzați-mă, în întreaga Europa. Noi trebuie să știm cum să o facem în așa fel încât într-adevăr să mulțumim și mesajelor venite de la Bruxelles, dar și realităților românești. Apropo de administrație, mă întorc tot la dumneavoastră. Descentralizarea aceasta, bun, în afară de factorul economic, ce mai reprezintă? Ce credeți că ar mai putea fi făcut? Deci, așa cum am spus, și pe criteriu decizional. Pe noi asta ne interesează, ca deciziile legate de comunitățile locale, fie ele localități, fie județe în prezent, să fie luate la nivel local și să nu mai depindem de decizii impuse de foarte multe ori de la București. Da. Bun, un alt element și continui cu dumneavoastră, doamna Ambruș, și spun eu, este esențial în discursul dumneavoastră, este vorba de capitolul învățământ. Aici sunt o serie întreagă de reglementări pe care le doriți promovate. Da, așa este. Ceea ce ne dorim în principal este un învățământ de calitate pentru toți elevii. Asta înseamnă că considerați că acum nu se face un învățământ de calitate.
nu pot să zic că nu este un învățământ de calitate. În schimb, copiii sunt foarte încărcați. Sunt foarte multe materii, pretențiile sunt foarte mari. Ceea ce ne norim noi este ca copiii noștri să aibă cunoștințe practice pe care să le poată aplica în viața de zi cu zi. Învățatul acesta pe de rost cu care ne-am obișnuit până acum nu duce neapărat la efecte foarte bune. Deci ne dorim ca învățământul să fie axat pe lucruri mai practice, materiile să nu fie așa de încărcate ca până acum, iar ca și minoritate ne dorim un învățământ mai special pentru material de limba română. Da, deci acum nu este, consider că... Nu, din păcate, clasele 5-8 învață după aceleași manuale și este greu. Nu zic la Brașov, că aici nu sunt probleme, dar sunt județe unde, într-adevăr, este greu să învață ca la același nivel... Deci o adaptare a acestor manuale pentru nivelul lor de înțelegere, nu? Sau... Da, pentru nivelul lor de înțelegere, din manuale speciale, ca o limbă străină. Deci ei practic acum învață fără să înțeleagă foarte mulți copii. Da, bine, aici este rolul profesorului să explice totul în detaliu, nu? Ca să înțeleagă. E destul de interesant. E o discuție pe care aș purta-o poate într-o altă emisiune, nu într-o emisiune electorală, unde eu nu am posibilitatea să fac niciun fel de comentariu, doar să pun niște întrebări. Domnule Cristian, spuneți-mi care este firul roșu, dacă vreți, al mesajelor dumneavoastră al Partidului Ecologist Român în această campanie? În această campanie noi vrem să prezentăm faptul că ecologia nu înseamnă doar colectarea de gunoaie și reciclarea materialelor aruncate aiurea. Ecologie înseamnă mai mult decât atât. Ecologia înseamnă educație și prin educație înțelegem să explicăm că de mediul în care trăim depinde și sănătatea noastră, depinde și viitorul nostru. Ne dorim în primul rând să avem un electorat, să avem o societate educată care să înțeleagă că prin protejarea mediului, prin noile tehnologii pe care lumea le va promova în viitor apropiat, o să progresăm și e bine să începem să le implementăm. Școala, într-adevăr, un fost președinte spunea, eu nu sunt de acord cu el, că școala românească produce tâmpiți. Eu cred că școala românească produce persoane inadaptate la condițiile sociale de astăzi. Adică noi pregătim niște oameni care nu știu pe viitor ce o să facă. Toată lumea încearcă acum să termine o facultate sau să-și ia bacalaureatul. E o mare tragedie dacă uitați la televizor că nu și-au luat bacalaureatul X procente, în condițiile în care noi avem nevoie de profesioniști, în condițiile în care noi avem nevoie de școli profesionale și avem nevoie de un personal adaptat, oameni care să știe ce să facă și să se preia investițiile care vor urma. Nu o să vină investitori dacă nu găsesc o forță de muncă calificată în România. E foarte important. Noi producem pe bandă rulantă absolvenți de liceu care își doresc să facă o facultate. Nu putem fi o țară de manageri. În Germania s-a făcut un studiu, peste 85% din absolvenții de școală sunt absolvenți de școală profesională care câștigă, culmea, aproape 90% din veniturile unui absolvent de facultate. Pentru că sunt foarte buni profesioniști. Și uitați-vă unde este Germania. Germania s-a axat pe un învățământ profesional de calitate. Asta ne dorim și noi și Partidul Ecologist în această campanie, asta vrea să propună. Proiecte pentru educație și proiecte pentru dezvoltarea și protejarea mediului prin educare și prin aplicarea unor principii corecte de viață. Permit să adaug ceva la cele spuse de dumneavoastră. Nu cred că există formațiune politică în România, nu neapărat în campania electorală, care să nu promoveze elemente de ecologism. Este un trend, dacă doriți, actual. Nu e un trend. Să vă întreb. Acest lucru nu se întâmplă în urmă. De asta spun că este un trend, pentru că acest lucru, de exemplu, nu se întâmplă în urmă cu 10-15 ani. Am observat și noi în această campanie electorală, dacă o să vedeți, 20-30% din punctele din programul oricărui partid ating subiecte care țin, să spun așa, de ecologie. Nu fiți modest, vă rog să spuneți ce mi-a spus înainte de emisiune.
legat de, de două proiecte care, iată, deja au ajuns unde au ajuns. Da, da. După cum m-ați întrebat ce proiecte promovăm, noi am spus că am venit cu proiecte clare, concise, precise. Am început să promovăm încă de acum o lună învățământul dual, învățământ dual care trebuie să fie făcut în parteneriat cu cei, cu investitorii, adică dacă noi nu putem să avem pretenția să aducem investitori în condiții în care ei nu găsesc forță de muncă. Dacă o să vă uitați zilele astea la știri, o să vedeți că guvernul Cioloș a promulgat în regim de ordonanță de urgență învățământul dual și al doilea principiu pe care l-am enunțat este că managementul instituțiilor publice trebuie asigurat de manageri. Nu este normal ca un manager de spital să fie un medic care are oricum și așa foarte multe pe cap, care trebuie să meargă să și opereze, se gândește și la achiziții publice și este supus greșelii. E păcat că oameni care sunt foarte buni profesioniști sunt târâți în niște scandaluri cu voia sau fără voia lor. Așa este. Îmi pare foarte rău că în 2016 românii au descoperit roata. Managementul instituțiilor de tipul celor anunțate de dumneavoastră, enunțate de dumneavoastră, este făcut de 10 de ani sau cu 10 de ani în urmă în altă parte. Nu este, știu, obligatoriu ca un medic să fie directorul sau managerul unui spital. Același lucru se întâmplă și cu școlile. Un manager bun poate manageria o școală generală, liceu și așa mai departe, fără să fie neapărat un cadru didactic, mai știu eu, cu doctorat corect. Un doctorat corect, subliniez, sau mai știu eu, gradul 1 învățământ. Rămânem la capitolul învățământ, doamna Ambruș. Aveți așa o... Sunteți foarte apropiată de liceul Aprilie Laioș. Așa este. Sunt în prezent președinta Comitetului de Părinți. Chiar ieri am avut o ședință. Așa. Da, deci aici în ultimii 9 ani de când este fica mea acolo, am avut diverse. Le-am lovit de diverse probleme. Asta a fost motivul pentru de apropiere că aveți fica acolo? Da, pentru că am trăit, am experimentat problemele cu care se confruntă și am încercat să-i ajutăm cât putem prin comitetul nostru de părinți. Și sunt probleme, într-adevăr. Bun, asta este o chestiune locală, dar pe mine mă interesează. Veți ajunge în Parlamentul României, veți ajunge un deputat UDMR. Cum veți vota? Adică sunt convins că veți vota așa cum vă dictează conștiința sau veți vota după cum vă dictează partidul? În general ne consultăm, deci deciziile nu pot să le iei în mod cerții. Dar având în vedere că noi acum noua echipă de la UDMR care suntem pe liste și pe locurile eligibile, sunt foarte multe femei și este o echipă tânără, eu sunt convinsă că vom lua deciziile bune care trebuie luate și nu în mod special cum o să dicteze partidul. Bun, sigur am văzut această promovare a femeilor în cel puțin la formațiunea brașoveană. Sperați la un scor de 7-8%. E important. La Brașov, zic. La Brașov, un 7%. Sperăm că vom reuși, da. Ați făcut cercetări și ați... Da. Am făcut socotelile de rigoare și sperăm că oamenii vor înțelege că este important să meargă la vot și este important să fie reprezentați acolo. Da, fiind și avocat, era să zic pe deasupra, fiind avocat la bază, am înțeles că dați o mână de ajutor celor care, să zicem, nu au posibilități foarte mari să fie reprezentat de un avocat cu plată, să zicem. Așa, nu? Este. De 4 ani avem un serviciu în cadrul DMR-ului de asistență juridică săptămânal. Vin diversi oameni cu probleme, deci chiar au fost și români care au venit de pe aduși de cunoștințe, care au venit cu diverse probleme unguri. Încerc să-i ajut. Îi îndrum, eventual îi ajut să redacteze anumite înscrisuri. Bine, reprezentare n-am cum să fac în condițiile acestea, dar este de ajutor. Deci sunt oameni care, de exemplu, de 7-8 ori au venit, i-am îndrumat și și-au rezolvat problemele. Asta pentru că situația lor economică, financiară, este dificilă? Sau pentru că pur și simplu nu înțeleg și nu știu cum trebuie să întocmească un document? Și, din păcate, deci din localitățile limitrofe mai sunt oameni în vârstă care nu au posibilitate materială, poate nu vorbesc limba română și atunci chiar sunt într-o situație. Am înțeles. Domnule Cristea, cum vă simțiți? Cât sânge ați donat astăzi?
cât a fost necesar. Cât a fost am necesar? Donat, vă pot arăta. Nu. Am și, zic, știu am că ați fost, am ați trecut pe acolo împreună cu colegii dumneavoastră. Am trecut cu colegii noștri, Partidul Ecologist a promis că nu va face o campanie, o lansare de candidați cu cheltuire de fonduri și cu mare tamtam. Mm-hmm. Vrem să arătăm că ne pasă de comunitate și ne-am propus să donăm sânge. Am lansat o invitație deschisă tuturor doritorilor, inclusiv contracandidaților politici care au sânge în ei. Se pare că niciunul nu a avut astăzi, n-a fost disponibil. N-au sânge de dat și probabil trebuia să trimită un PR-ist ca să doneze sânge, exact cum le pregătesc mesajele. Noi ne-am implicat în mod direct și nu înțeleg dacă îți propui să reformezi sistemul sanitar, e un minim necesar pe care trebuie să-l faci, să mergi, să nu-ți fie frică de ace. Să te duci acolo să donezi sânge, să stai o jumătate de oră pe un pat de spital, să vezi ce înseamnă să faci bine până la urmă. E un gest absolut normal în orice țară civilizată. Da. N-ar trebui să o facem numai în criză. Asta am insistat. Sau în campanie electorală. Sunt donator onorific și donez la Sfântul Gheorghe la fiecare 3 luni, ca să știți. Încerc să schimb echilibru etnic, măcar prin donare de sânge. Da, pentru că ați amintit de sănătate. Sănătatea este un capitol care se regăsește iarăși la fiecare formațiune politică, numai că capitolul acesta prioritar, spun eu. Numai că, sigur, există nuanțe. Spuneți-mi UDMR-ul ce prevede pentru promovarea unui mediu sănătos, deci în care să ne creștem copii în mod sănătos. Da, deci și aici, referitor la sănătate, ne dorim niște servicii medicale de calitate pentru toată lumea. Asta presupune mulți bani. Așa este, dar chiar zilele acestea discutam cu niște colegi care se plângeau că de 40 de ani au contribuit, iar în momentul în care au avut nevoie de anumite servicii, investigații mai costisitoare, a trebuit să aștepte câte 2-3 luni, au fost puși pe liste de așteptare. Ceea ce, într-adevăr, nu este corect, că poate o singură dată ai nevoie de asemenea servicii. Și boala nu poate să aștepte 2-3 luni. Exact, exact. Nu? Deci ceea ce ne dorim noi este undeva să echilibrăm acest sistem, deci și momente de criză, de urgență, oamenii să beneficieze de aceste servicii. De când știu eu, sau de când știu eu, particip la aceste campanii electorale ca și moderator, există o cifră magică, 6%, 6% pentru sănătate, 6% pentru învățământ, 2% pentru armată. Mă rog, lăsăm asta deoparte, mă întorc la sănătate, 6%. 6% este foarte puțin, domnule Criste. Depinde cum îi folosim și depinde cum îi gestionăm. Dacă ar exista un management competent în sănătate, după cum se vede acum, banii se risipesc pe contracte preferențiale, banii se risipesc pe materiale, ați văzut cazul Hexifarma, da, pe materiale contrafăcute, adică noi plătim un material la de 3 ori prețul și ne trezim că trebuie să mai plătim încă de 10 ori medicamente ca să ne facem bine. Din cauza asta se întâmplă lucrurile astea. Managementul este defectuos. Din câte știu, pe noi ne puteți lua de proaspe, să zic așa. N-am avut niciun ministru al sănătății. Știu că UDMR-ul a avut, adică UDMR-ul este la guvernare mai mult sau mai puțin cu o perioadă scurtă din 90 încoace. Ați avut posibilitatea să schimbați ceva și nu ați făcut-o, chiar și având ministrul sănătății o perioadă. Da, deci s-a încercat. S-a pus o întrebare, vă rog să răspundeți. Bine, niciodată n-am fost singuri la guvernare. Nu o să fiți, sper. Vă rog. Da, deci niciodată n-am fost singuri. Întotdeauna au existat anumite înțelegeri, bineînțeles. Da, până în 2012 nu ați lipsit de niciun guvern. Nu? Deci majoritatea întotdeauna decide, așa este, și ceea ce s-a dorit s-a încercat, da, într-adevăr, am fost, dar probleme există și nu au fost rezolvate, recunoaștem. Da, bun, spital, haideți să revenim puțin și la județul nostru, sigur, veți purta mesajul brașovenilor în Parlamentul României, inclusiv pe această temă, pe tema sănătății. Consiliul Județean, a cărui vicepreședinte sunteți, are sub ocrotire sau în grijă o serie întreagă de facilități sanitare. Lucrurile nu merg bine, să știți. Știți foarte bine acest lucru. Se încearcă, într-adevăr, se lucrează. Hai. Și
Sunt proiecte în derulare, în desfășurare, se aplică pentru noi proiecte, dar ceea ce probabil ar fi soluția ideală ar fi să găsim fonduri pentru un nou spital, este clar, pentru un spital cu toate, la un loc. Pentru că în prezent toate clădirile sunt deja învechite, costurile, investițiile care le necesită sunt ridicate, iar s-a dovedit până acum că e greu de cârpit. Da, pentru că ați amintit de un spital nou, deși nu intră în, știu eu, în tema dezbaterii noastre, totuși haideți să lămurim această problemă. E adevărat, se dorește de la nivelul leadership-ului Consiliului Județean un nou spital la Brașov, un spital regional, se zice, da, care să acopere o rază cât mai mare. Acest spital, un minim de fonduri ar fi vreo 200 de milioane de euro. Este o sumă uriașă, domnule Cristea. De unde bani ăștia? Este o sumă foarte mare și... Asta e un minim, am spus. Noi ne propunem să mergem din aproape în aproape și să încercăm să aducem maxim de eficiență cu minim de fonduri, cu ceea ce avem. Uh-huh. Pe de altă parte, vă spun că, ca să vedeți de ce tendința asta de ecologie începe să devină tot mai pregnantă în discursuri, s-a făcut un studiu la nivel european în care s-a demonstrat statistic că doar cu plantarea a 2 copaci de persoană într-o comunitate, costurile cu sănătatea se reduc cu 8,5%. Luați acele 200 de milioane de euro, aplicați 8,5% și o să vedeți spuneți-mi, că... Spuneți-mi, da, în ce interval de timp? Într-un secol, în două secole? Într-un interval de ciclu electoral. Îi plantăm acum și la mandatul următor mă întrebați cu cât s-a redus cheltuielile de sănătate. Da, sigur, e frumos exemplul dumneavoastră, aș dori să fie și absolut și realist. Parlamentarii brașoveni au un mandat, sau ar trebui să aibă un mandat din partea cetățenilor, să ducă în Parlamentul României atât doleanțele lor și problemele pe care le au, dar să sprijine și proiectele mari, proiectele importante. Am avut, de exemplu, faimosul aeroport internațional Brașov-Ghimbav. Până nu de mult, în afara faptului că nu s-a făcut nimic, acest proiect a fost sabotat. Sabotat, din păcate, și de către unii reprezentanți de-ai noștri pe care i-am trimis în Parlamentul României. Sper să nu fie așa cazul și în continuare. Iar lobby-ul pe care viitorii parlamentari brașoveni urmează să-l facă, știu eu, să-l facă și pentru autostrada pe care ne-o dorim și pentru aeroportul pe care ne-l dorim și pentru spitalul eventual pe care, știu eu, am dorit să-l avem aici, doamna Ambruș. Așa este. Deci eu reprezint într-adevăr comunitatea maghiară, dar și eu cred că reprezentați întregul județ, așa nu numai comunitatea maghiară. Vă rog. Deci proiectele acestea sunt proiecte comune pe care ni le dorim pentru toți. Inclusiv aeroportul, inclusiv autostrăzile, ar fi bine să fie amândouă, și Transilvania Sud și Transilvania Nord, inclusiv spitalul, și poate o să mai fie și altele. Bun, n-are rost să mă întreb retoric oare de ce nu s-a făcut nimic până acum, sunt 26 de ani de când ne dorim toate aceste lucruri. Vă pot da un răspuns. Anul acesta, pentru prima dată, Partidul Ecologist Român a obținut un scor foarte bun la Brașov, e al treilea partid la nivel de județ. Avem 3 consilieri județeni și, după cum se știe, unul dintre promotorii acestui proiect a fost și este domnul Ionel Spinean, care este consilier județean și momentan președintele Comisiei Aeroportului Internațional Ghimbav. A reușit, cu ocazia asta, Partidul Ecologist a reușit să-i pună la masă pe toți și a fost liantul care, să zicem, sperăm, va concretiza acest proiect. Deci cu sprijinul tuturor partidelor, bineînțeles, dar trebuie să ne așezăm la masă, să existe cineva care să medieze diferendele dintre cele două mari partide tradiționale deja în România. Da, bun, aceste diferențe sunt, din păcate, știu eu... Sunt orgolii personale, motivate de politicianism, da, și de orgolii, categoric. Lucrurile acestea pot fi depășite, trebuie chiar să fie depășite. Bun, ne aflăm pe final de emisiune. Cer scuze, dar v-aș ruga alegătorilor dumneavoastră să le transmiteți câte un mesaj. Vă rog, doamna Ambruș. Da, eu ceea ce este bine pentru noi ca și comunitate maghiară va fi bine pentru Transilvania, pentru întreaga Transilvania. Eu și în primul rând pentru Brașov. Și pentru Brașov, bineînțeles. Domnule Cristea.
Eu vă rog să acordați o șansă Partidului Ecologist Român să încercați să schimbați ceva. Cei care sunt nehotărâți să vină la vot, să vadă că acordând o șansă unui nou partid care are proiecte, are oameni competenți și are persoane competente în conducere, ar putea să se modifice și structura societății și să sperăm viața noastră, nu doar în ceea ce privește mediul înconjurător, cât în tot ceea ce privește societatea românească. Mulțumesc! Cu acestea, domnilor și domnilor, punem punct emisiunii noastre Politica la Răscruce în campania electorală. Vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.